Dragii mei, se cânta o cântare de câte frații noștri și spunea: am bucurie ca fântână în inima mea, am iubire ca un fluviu și am pace ca o mare. Nu știu dacă știm de multe ori ce cântăm. Am vrea să avem aceste lucruri. Dumnezeu să ne dea această pace ca o mare. Și atunci când marea este liniștită, nu când se enervează mare. Să ne dea iubire ca un fluviu. Și să ne dea bucurie ca o fântână. Atunci când scoți apă cu găleata, tot proaspătă să fie. Cu cât scoți mai multă, apa tot mai bună. Bucurie tot mai bună. Am vrea ca Dumnezeu să ne înțeleze cu lucrurile acestea. Este nevoie ca inima noastră să fie plină de pace, plină de bucurie, plină de dragoste. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, ziua de astăzi, avem un cuvânt și avem o sărbătoare care să vorbim despre copii. Dar eu aș vrea ca de multe ori și multe predici să predică la binecuvântări despre copiii noștri, despre copiii cei mici, cei mari. Și învățăm cum trebuie să fie ei. Ce trebuie să facă, de ce trebuie să asculte, cum trebuie să asculte, cum trebuie să se poarte. Fie în societate, fie la școală, fie în biserică. Dar aș vrea ca în ziua de astăzi să mă îndrept mai mult spre părinți. Sigur, ei ca și copii trebuie să învețe. Dar în primul rând, noi ca părinți trebuie să le dăm un exemplu. Ca să aibă de unde învăța. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Cei care cercetăm cuvântul Dumnezeu și îl citim, este un cuvânt, e cuvântul acesta binecuvântare care se folosește foarte mult între credincioși. Ceea ce în cei care nu sunt credincioși, nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-L folosesc. Este foarte important ca Dumnezeu să-și trimită binecuvântarea Lui peste copiii Săi. Este foarte important lucrul acesta. Dar este foarte important ca noi să o primim. Să primim binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Și un lucru și mai important. Binecuvântarea care o primim noi, să o ținem în partea lui Dumnezeu. Noi, la rândul nostru, să binecuvântăm pe alții și pe Dumnezeu. De multe ori noi credem și privim lucrurile și ne imaginăm că și binecuvântarea sunt lucrurile materiale. Sunt și acestea. Binecuvântarea ar fi o casă frumoasă, o mașină frumoasă, o familie binecuvântată, copii ascultători, da. E o binecuvântare de la Dumnezeu. Dar să știți că și binecuvântarea este și un cuvânt bun. Cum îl binecuvântăm pe Dumnezeu? Ce îi dăm noi lui Dumnezeu? Pentru că avem atâta sarm. Atâtea cuvinte, cuvântul Dumnezeu care spune să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Cu vocea noastră. Cu inima noastră. Cu sufletul nostru. Ce-i dăm Lui? Ce are El nevoie de la noi? Pentru că în Hagai, capitolul 2, versetul 8, spune: al meu este argintul și al meu este aurul. Tot este al lui Dumnezeu. Toate bogățiile sunt al Lui. Ce-i dăm Lui? Noi trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. La rândul nostru. Dacă primim binecuvântarea din mâna lui Dumnezeu, să nu o ținem numai pentru noi. Textul din ziua de astăzi ne spune: binecuvântările Tatălui Tău, întreg binecuvântările părinților mei. Dragii mei, cred că nu există părinte care să nu dorească fiului său, copilului său, să-i dăruiască valori. Binecuvântări bune, durabile, de valoare. Fie
fiecare părinte vrea lucrul acesta. Să-și binecuvintează copilul său cu valori spirituale. Dar oare care sunt aceste valori spirituale? Întrebarea se pune ziua de astăzi. Care sunt valorile acestea? Care sunt binecuvântările acestea? Nu toți părinții rostesc binecuvântări peste copii. Nu toți. Dar vedem în Sfânta Scriptură, vedem și, uitați aici ce spune. Chiar în Geneza. Iacob își binecuvintează copiii. Și când ajunge la Iuda, spune, tu vei primi laudile fraților tăi, mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Și continuă cu binecuvântarea aceasta. Și în versetul 10 spune, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de târguire dintre picioarele lui, până va veni Șilo. Poate despre cine vorbeam acum acesta? Despre Iisus Hristos. Atunci când binecuvântăm copiii noștri, atunci când binecuvântăm pe aceștia micuți care vin la binecuvântare, noi trebuie să ne gândim în momentele acestea. Și când binecuvântăm și când rostim binecuvântarea, binecuvântarea peste copii, să nu fie doar atâta cât trăim noi în viața aceasta. Binecuvântarea pentru copii să nu fie numai cât trăiesc ei în lumea aceasta și în viața aceasta. Așa să ne gândim. Și așa se binecuvântăm, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ajungă până în veșnicie. Și asta e dorința noastră. Eu cred că asta e dorința fiecărui părinte. Binecuvântările copiilor noștri să ajungă până în veșnicie. Slăviți să fie Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Așa să binecuvântăm. Și așa să ne fie gândul nostru. Nu numai la bogăție, nu numai la avere, nu numai la pământul acesta. Și acestea sunt bune. Dar acestea sunt trecătoare. Acestea într-o zi vor arde. Dar ceea ce rămâne este binecuvântarea lui Dumnezeu când vom fi cu El în veșnicie. Amin. Dragii mei, prima binecuvântare care trebuie să o dăie părinții pentru copiii lor este o binecuvântare foarte importantă. Este trăirea în credincioșie cu Iisus Hristos. Noi ca și părinți. Fie că faci o slujbă biserică, fie că ești evanghelist, fie că vestești cuvântul Domnului de aici, fie trăirea ta în casa ta, noi trebuie în primul rând să fim credincioși cu Iisus Hristos. Să ne asemănăm tot mai mult cu El. Comportamentul nostru, dragile, care zilele noastre rămâne de dorit lucrul acesta. Rămâne de dorit. Nu-i suficient. Să dăm un sfat de aici. Nu-i suficient vorba noastră frumoasă de aici. Pentru că vorba avem. Înțelepciune ne-a dat Dumnezeu. Cunoștință avem. Dar noi avem nevoie de altceva. Noi avem nevoie de un comportament bun înaintea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să dăm nu numai sfat prin cuvintele noastre, prin trăirea noastră, ca acești copii, acești tineri, să vadă ceva la noi. Să vadă ceva în viața noastră. Și de multe ori rămânem dezamăgiți. De multe ori vedem lucrurile pe față ce se întâmplă între noi. Nu numai aici, prea puțin aici. Dar vedem în România, vedem în altă parte. Ce se întâmplă în biserică? Și cum predicatorul predică cuvântul Dumnezeu și o ieși pe ușa afară și nu mai cunoști. Nu suntem ceea ce spunem. Nu suntem ceea ce vorbim. Nu dădem dovadă de părinți ca să învețe copiii ceva bun de la noi. Am ieșit afară. Și noi nu mai cunoștem. Nu mai cunosc oameni. Am ieșit pe ușa. Și suntem alți oameni. Nu ceea ce vorbim. Vorbim una și facem altă. Dragii mei, în ziua de astăzi, aș vrea toți acei care dau un sfat și toți acei care predică cuvântul Dumnezeu să dea dovadă de pocăință. Să dea dovadă de copiii Domnului.
Pentru că, așa cum se spunea la ora de rugăciune, Dumnezeu este aici, dar nu este numai aici Dumnezeu. Nu e numai aici. Dumnezeu este și afară. Același Dumnezeu. Și pocăința noastră nu e numai aici. Pocăința noastră e afară de lume până sânge. Acolo se vede ceva nou. Aici venim dimineața, venim pe masă, dăm mâna unii cu alții, plecăm capetele, ne uităm ochii în ochi până la altul și spunem, Domnul să te binecuvinteze, îi zâmbim în față. Și ieșim afară și suntem alți oameni. Nu se poate, frații mei. Nu se poate. Ascultați ce spune Cuvântul Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Dragii mei, să fim foarte atenți. Nici glume proaste, nici nechipzuite, cuvinte de mulțumire. Niciun cuvânt stricat să nu vrea să din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Oare cuvintele noastre dau har? Și de multe ori ne punem întrebarea aceasta. De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce acel care ne vorbește așa de frumos nu mai este omul acela? Comportamentul lui nu mai este acela? Și copiii noștri nu mai au ce învăța de la noi? Nu mai au ce învăța de la noi? Oamenii din stradă ne rapă cu degetul și spune, ca acesta? Nu se poate! Nu se poate! El ne-a vorbit așa de frumos! Și o biserică întreagă s-a bucurat și a plâns la predica lui! Și a ieșit afară și nu mai cunoști! Nu se poate! Ba se poate, fraților! Se poate! Și ne întrebăm de multe ori și vin frate și spun, ne-am bucurat așa de frumos, am lucrat Domnul din Duhul Sfânt, predica a fost pomorâtă de sus, da, este, adevărat! Așa este. Oamenii se predau la Dumnezeu. Oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu vin aici și se predau la predica fratelui nostru. Da, așa este. Predica este pomorâtă de sus. Dumnezeu lucrează pentru că iubește poporul. Și dorește ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și lucrează prin oameni. Haideți să luăm un exemplu biblic. Ca să înțelegem mai bine. Domnul Iisus Hristos a venit în Ținutul Cezarei din Filip. Și acolo stă de vorbă cu ucenicii și întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și ei spuneau, Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia, unul din proroci. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru își deschide glasul și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și spune Domnul Iisus Hristos, ferice de tine, Toma, Petre, pentru că nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci Tatăl meu, care locuiește în cerul, ți-a descoperit cine sunt eu. Iată ce descoperire dumnezeiască, fraților. Descoperire din cer, Dumnezeu i-a descoperit lucrul acesta. El nu știu lucrul acesta. Dar Dumnezeu i-a descoperit lucrul acesta. Deci Dumnezeu se coboară în gura fraților, a evangheliștilor și lucrează prin Duhul Sfânt pentru că iubește un popor și dorește ca oamenii să se întoarcă. Dar merge mai departe. Același om. Nu durează decât o oră, două ore, nu știu cât. Și Domnul Iisus Hristos le spune, eu trebuie să mă duc la Ierusalim. Trebuie să plătimesc din partea bătrânilor, a cărturarilor și a preoților. Voi fi dat în mâinile lor, voi fi răstignit, voi muri. Dar a treia zi voi învia. Și același om vine și spune, să te ferească Dumnezeu, să se întâmple așa ceva. Ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Înapoi mea Satana. Se poate? Se poate, frații mei. De aceea, în ziua de astăzi, primul lucru care am vrut să scot în evidență și să-l spun, ceea ce spunem, m-am bucurat așa de mult când un frate stau de vorbă cu el și îmi spunea în 2002-2003 când a venit în Spania și a început frate să-l pun aici la ora de rugăciune. Spune, m-am plecat pe genunchi când m-au anunțat că voi da primul îndemn în viața mea. M-am plecat pe genunchi și m-am rugat și am zis, Doamne, dacă eu voi vesti cuvântul, dacă eu voi merge acolo în față, după anvol, eu vreau ca
cuvintele mele care le spun pe stradă, care le spun în casă, care le spun la locul de muncă, să am curajul, să am tăria, să le spun și din locul acesta. Oare n-ar trebui să fim și noi așa? Tot ce spunem afară, să avem curajul să spunem aici. Doamne, dă-ne puterea aceasta! Amin. Comportamentul nostru, frații mei. De aceea, primul lucru, unde se uită Dumnezeu, primul lucru îl face să uite la părinți. Să uite la părinți. Dar și copiii trebuie să învețe ceva. De unde să învețe? De la părinți, în primul rând. Nu v-ați pus întrebarea, ce s-ar fi întâmplat cu copiii lui Noe? Dacă nu aveau un tată neprihănit? Un tată credincios care îmbra cu Dumnezeu? De ce n-a venit Dumnezeu la copiii lui? Ca să le arate planul de salvat. Și să le spună metoda prin care Dumnezeu o să salveze familia lui. Nu o vine la copii, o vine la părinte. Pentru că părintele era un om care sta și umbla cu Dumnezeu. Mă duc să-ți aminti de David, când Dumnezeu i-a promis că se va naște din tine un copil, un fiu. Și copilul acesta, dacă va păcătui, dacă va greși, voi lua lui iau, îl voi pedepsi. Dar harul meu nu se va depărta de el. De ce? Din cauza tatălui tău. Un tată credincios, un tată bun, un tată care știa să stea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi, ca și părinți, ca și evangheliști, ca și oameni care dau sfaturi, sfaturile noastre, cuvintele noastre, să fie cuvinte care se placă lui Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru, și a doua binecuvântare care trebuie să o arătăm noi și să o dăm copiilor noștri, este o educație aleasă. O educație aleasă. Ce le dăm noi? Ce trebuie să le dăm pe copiilor noștri? În Deuteronom, capitolul 6. Vedem aici Dumnezeu spune niște lucruri poporului Israel. Cum trebuie să iubească pe Dumnezeu. Cum trebuie să întipărească copiii lor, în inima lor și în mintea lor, poruncile lui Dumnezeu. Este foarte important ca și părinții să-și aducă copiii la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dar este foarte important să învățăm ce trebuie să facă și care sunt valorile spirituale. În primul rând, valori spirituale este o concepție corectă despre Dumnezeu. Să-i spui la copil că este un Dumnezeu veșnic, care ne-a creat, care suntem al Lui și care vrea să ne mântuiască. Să-i spui la copil că este un Dumnezeu care este sfânt și nu ne putem juca Dumnezeul nostru. Nu ne putem juca. Pentru că este Dumnezeu Sfânt care știe totul, cunoaște totul și vede totul. Să-i spui la copil că ți este un Dumnezeu iubitor, care ne iubește, dar care este și un foc mistuitor. Astea trebuie să ne întipărim în mintea lor și în viața lor. Într-a doilea rând, principii corecte despre oameni. Cum trebuie să se poarte societatea? Că oamenii trebuie să fie iubiți, că trebuie să fie respectați, că trebuie să fie ajutați. Asta trebuie să le spunem lor. Dragii mei, sunt două feluri de educație. Educația școlară și educația spirituală. Noi de multe ori depunem atâta muncă pentru educația aceasta școlară. Deci muncim pentru ei. Facem mult pentru ei. Suntem în stare să ne dăm tot salariul pentru ei. Să ne plătim oare. E matematică, e fizică, e limba română, nu știm. Dar dăm tot. Facem tot. Dar prea puțin am auzit părinți să spună, plătesc un păstor, plătesc un învățător de școală duminicală, plătesc pe cineva care poate să-l tipărească în mintea lui legile lui Dumnezeu, o dată pe săptămână, o zi, o oră, două ore, îl plătesc, îi dau bani, mă vină și îl tipărește în mintea lui și spune despre Hristos, spune despre Dumnezeu. Prea puțin. De multe ori suntem așa neocupați cu muncile noastre, cu trăirea aceasta, în lumea aceasta. Și nu mai avem timp. Dacă luăm pe împăratul David, și el era foarte ocupat, ca și împărat, 33 de ani la Ierusalim, 7 ani la Hebron, 40 de ani în total. Omul acesta a fost împărat. Și eu cred că era ocupat până peste cap.
Multe probleme avea. Dar când i s-a născut un copil, l-a luat pe Nathan și a spus, auzi, să dau zi, grijește de el. Grijește de el și a pus iubirea, care tămăcit înseamnă iubirea Domnului. Dar responsabilitatea a fost pe responsabilitatea rămâne tot pe părinți. Ori la cine le-a dat, fie la școală, fie la grădiniță, fie la rute, responsabilitatea e tot pe părinți. Doamne, fă-ne conștienți. Amin. Alt lucru care vreau să scot în evidență ziua de astăzi este binecuvântarea unui mediu sfânt și curat. Asta trebuie să le dăm copiilor noștri. Un mediu sfânt și curat. Casa noastră, vecinii, trăirea în afară. Dacă privim în Psalmul 101, ascultați aici, omul acesta, tot David, începe Psalmul cu voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Omul acesta începe cu o cântare de laudă. Ca și împărat în Israel. Ție, Doamne, îți voi cânta. Și merge mai departe și spune, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Și își pune întrebarea, când vei veni la mine? Oare ce vei găsi când vei veni în casa mea? Ce vei găsi când vei veni în odăința mea? În dormitorul meu? În salonul meu? În bucătăria mea? Ce vei găsi? Când vei veni la mine? Și omul acesta continuă și spune, voi umbla cu o inimă fără prihană, unde? În mijlocul casei mele. Doamne, binecuvintează casele noastre. Să umblăm cu o inimă neprihănită în mijlocul casei noastre. Să umblăm cu o inimă curată. Să umblăm cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Acest om nu dorea altceva decât aceste lucruri dorea. În casa lui, în primul rând. Era împărat. Era împărat, dar în primul rând s-a ocupat de casa lui. Chiar dacă de multe ori a avut eșecuri, dar a știut să vină înaintea lui Dumnezeu. A știut, chiar dacă a greșit și a păcătuit, a știut cum să vină să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Să se întoarcă înaintea lui Dumnezeu, să se căiască, să se lasă de el. Și Dumnezeu l-a numit om după inima lui. Să vii să fie Domn. Dragii mei, și continuă și spune, nu vă pune nimic rău înaintea ochilor tăi. În casa mea. În casa mea să nu pun nimic. Nimic rău. Înaintea ochilor mele. Urez purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Cel păcătos nu are ce căta în casa mea. Cel nevăzitor nu are ce căta în casa mea. Păi frate, ce să faci? Să nu-l deschizi, să nu-l gândești? Nu-l primi! Dă-l afară care prevedește! Să se pocăiască! Este mai bine pentru el. Chiar dacă se supără. Așa spune David. Nimic înaintea ochilor mei. Nu are ce căta în casa mea omii aceștia. Și continuă. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Nu mai sunt prea timp cu el. Nu, eu caut oameni evlavioși. Caut oameni sfinți. Caut oameni care pot să mă rog cu ei. Caut oameni care pot să cânt cu ei. Spunea Apostolul Pavel, nu vă plătați de vin și fiți plini de Duh. Oamenii plini de Duh ce fac? Vorbesc cu cântări de laudă, cu sal, cu cântări de laudă. Mulțumesc pentru toate lucrurile. Se supun unui altora. Ăștia fac oamenii care se prinde Duhul. Ăștia se primește. Dar ce era nu. Și continuă, cel ce prevedește că a spus pe aproape să îl voi nimici. Iată, ce curaj avea omul acesta. Și în versetul 7 spune, cel ce se te dă la înșelăciune, nu va lupi în casă. Iată, se ocupă de casa lui. Doamne, ajută-ne și noi să facem lucrul acesta. Este nevoie. Este nevoie. Ultimul lucru care vreau să spun și cred că cel mai important, ceea ce trebuie să dăm la copiii noștri este rugăciune care se practică așa de puțin. În vremurile noastre se practică așa de puțin rugăciune. Și găsim pe Domnul Iisus Hristos că o consider cea mai frumoasă rugăciune care face Domnul Iisus Hristos înainte de a pleca la cer. După 3 ani și jumătate Iisus stă de vorbă cu Tatăl din cer.
Și spune, Tată, de când acum ne-am spus tot. Ce trebuie să facă? Unii din ei mai uită, unii ei sunt încăpățânați, unii din ei nu vreau să ascultă. Dar eu îi aduc înainte. Eu mă duc. Eu fiu la tine, Tată. Dar ei rămân în lume. Păzește. Păzește. Este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Dacă ei vreodată vor uita, Tatăl, tu să ierți. Chiar dacă nu au merite, tu să ierți. Dacă se vor mărturisi și vor să vor lăsa de păcat, tu să ierți. Și Domnul Iisus Hristos face rugăciunea aceasta pentru copiii lui, pentru ucenici și pentru noi, în ziua de astăzi. El se roagă, El mijlocește la Tatăl și în ziua de astăzi, pentru tine și pentru mine. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi era și Tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul Tău. Versetul 9 din capitolul 17. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care i-ai dat Tu. Pentru că sunt ai Tăi. Versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la Tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Versetul 12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu, în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat Tu, pe care mi-ai dat. Și niciunul din ei n-a perit afară de Fiul Căzării, ca să trească Scriptura. Versetul 13. Dar acum eu vin la Tine și spun aceste lucruri de când sunt încă în lume, pentru că să aibă în ei bucuria mea de plină. Versetul 24. Tată, ce frumos verset. Ascultați cu atenție. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu. Ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte din temerea lui. Slăvit să fie Domnul. Ce rugăciune frumoasă, dragii mei! Rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Oare n-ar trebui să fie și rugăciunea noastră pentru copiii noștri așa? Se spune în Tată. Tată, în ziua de astăzi, iartă. Noi ne rugăm pentru ei. Noi îi păzim cât putem, noi îi păzim. Dar Tu, mai pe sus de noi, Tu cunoști toate căile lor, toată umblarea lor, toată inima, toată viața lor. Tu îi cunoști. Tu păzăști, Tată. Pentru că acolo, unde vrem noi să fii, împreună cu Tine, vrem să fie și copiii noștri. Asta e dorința Părintelui. Asta e dorința noastră. O rugăciune așa de frumoasă. Știm că și pentru noi s-a rugat cineva. Știu că părinții noștri s-au rugat pentru noi și pentru dumneavoastră. Mă aduc aminte, în 2003, când tatăl meu s-a îmbolnăvit așa de rău. Și-a primit un telefon și-a plecat urgent să se ia acasă. Și-am ajuns acasă. L-am înconjurat. Am stat pe lângă el. Și din cei 7 feciori care suntem și trăim, nu eram toți. Unul lipsea de acolo și vedeam pe tatăl meu căci nu este satisfăcut, nu este bucuros, nu că este bolnav, nu că trebuie să se ducă la Domnul. Avea ceva pe inima lui. Avea un suflet zdrobit. Avea o inimă mâhnită și lovită. Și prin cuvintele lui, prin multe sfaturi care mi-a dat, s-a oprit, dintr-o dată și-a spus, vreau să vină Simeon. Nu era acolo. Dar el nu era la credință. Și asta era datoria tatălui meu. De aceea avea o inimă zdrobită. Și am telefonat-o pe el și-o venit. Și parcă îl priveam. Se vedem cuvintele. Care le spune? Ce cuvinte are? Când începe cu el? Și primul lucru care a fost așa. Dă mâna. Dă mâna. A pus mâna și a luat și a pus-o mâna lui. Și a zis, promite-mi că te întorci la Dumnezeu. Și a zis, promit, tată. Asta e bucuria părinților, când pleacă din lumea aceasta. Nu doresc altceva. Averile rămân, căsile rămân. Dragii mei, ceea ce rămân este familia noastră, sunt copiii noștri. Și ne doare inima de multe ori. Pentru că unii din ei, încă nu sunt doși la Dumnezeu, dar știm că va veni o zi, chiar dacă seara vine plânsul, să știți că dimineața vine veselia. În fiecare casă se va bucura de lucrul acesta. Dar rugați-vă! Asta e! Asta trebuie să dă copiilor noștri. Rugăciunea. Rugăciunea în fiecare zi. Rugăciunea de odăiță. Rugăciunea din biserică. Rugăciunea oriunde suntem.
Pentru că nu este nimic la voia Duhului. Sigur, noi ca și oameni, de multe ori condamnăm, arătăm cu degetul. Dar să știți că nimic la voia Duhului. Nimic. Toate sunt rânduite de Dumnezeu. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă toate era perfect în casa mea, în casa lumii tale? Unde eram noi ziua de astăzi? Vă spun unde eram eu. Nu eram aici. Dacă era toate perfect, nu eram aici. Dar așa Dumnezeu, așa au rânduit. Ca să ne pocăim, să stăm lângă El, să ne apropiem de El. Am fost în țară și am auzit o mărturisire. Am spus-o într-o sâmbătă seară la rugăciune. Și o spun și astăzi aici. Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. O familie din Bistrița, de peste podul Budacului, de la biserica numărul 1, fratele Teo Câmpeanu știe și știe și situația. La, dintre cei 9 copilași care avea această familie, o fată de 17 ani, după ce a fost botezată în apă, botezată cu Duhul Sfânt, cânta în orchestra bisericii, o fată deosebită, deosebită, spunea fratele, poate cea mai bună, cel mai bun copil care l-a avut în familia noastră. Într-o zi, am auzit vocea și a spus, eu plec. Eu nu mai vreau să rămân în casa voastră, nu mai vreau să rămân în biserică. Plec. Așa e întâmplat. A rămas familia aceea foarte mirată, foarte distrusă. Acea mamă, acel tată, nu mai știau ce să facă. S-au plecat pe genunchi, au plecat la biserică, au început toți să se roage, să postească. Pentru acea fată, dar s-a dus. S-a dus. A ajuns în cel mai rău loc, cu cei mai depravați, băieți și fete. A început să drogheze, să bea, să fumeze. A intrat în multe gâști, în Bistrița, în România, după care a plecat din țară. Și a ajuns în Franța. Și acolo s-a ocupat de același lucru. De același lucru. Au început să falsifice tarhetele, să scoate bani din bănci, până când poliția franceză a pus mâna pe ei. Și pe acea fată. Și a ajuns în fața tribunalului de judecată. Și acolo, acea fată, a luat și o hotărâre înainte de Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă Tu mă scapi de aici, eu mă întorc înapoi în casa Tatălui meu. Mă întorc înapoi în biserica din mi-am plecat. Și vreau să fiu din nou copilul tău. Dar nu s-a întâmplat așa. Dumnezeu ne-a îngăduit așa. A judecat-o. Și a intrat în pușcărie. Și acolo a intrat într-o celulă. Și în acea celulă a venit o femeie după câteva luni de zile care și-a omorât rămas. Și a venit cu gândul să-și ia viața. Să se omoare și ea. Și acolo, în celula aceea, acea fată a fratelui nostru, acel Biblie, de la cei care veneau și vizitau închisoarea. Și cu acea Biblie a început să o citească împreună cu acea femeie. Împreună citau Biblia. Împreună se rugau. Și împreună îi explica despre Iisus Hristos. Ce a făcut Iisus. Cum a lucrat Iisus în familia lor, în viața lor. Ce Dumnezeu avem. Acolo, luni de zile, a stat de vorbă cu femeia aceea. După care, fata a fost eliberată, a venit acasă. Și după un timp primește o scrisoare, spunea fratele, avem scrisorile, nu una, dar avem multe scrisori, le avem puse la dosar. Acele scrisori, care e vine din partea aceea surori acum, care s-a întors la Dumnezeu. Revenit la Hristos. Și scria scrisorile acelea, datorită ție. Datorită ție, eu sunt mântuit și sunt copilul Domnului. Și nu mai erau viața. Și ne punem întrebarea, oare de ce? Oare de ce Dumnezeu lucrează chiar în felul acesta? De ce nu trebuie să meargă în acea închisoare un cel mai rău din stradă? De ce nu trebuia un copil al Domnului? Și de ce? Pentru că Dumnezeu iubește sufletele oamenilor. Dumnezeu a avut în vedere acel suflet și se întoarcă la Dumnezeu. Și cine putea să investească cuvântul decât o fată care știa, vine dintr-o familie bună, vine dintr-o biserică bună, care știa cuvântul Dumnezeu, care știa pe Hristos, care a avut întâlnirea cu Hristos și fata aceea trebuie să coboare până jos de tot, ca să ajungă acolo, ca să fie mântuit un suflet, pentru un suflet să bucură cerul. Dumnezeu are metodele Lui. De aceea, de multe ori, noi ne gândim și vedem lucrurile la suprafață, dar ceea ce este în interior și în inima noastră, numai Dumnezeu știe. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dragii mei, în ziua de astăzi, am vrut să spun cuvintele acestea. Ca noi ca și părinți, ca noi ca și evangheliști, ca noi care dăm sfaturi altora, Dumnezeu să ne trezească la realitate.
Dumnezeu să ne facă să înțelegem că același Dumnezeu care este aici, în Biserica Muntele Sionului, este și pe stradă, și în casa noastră, este și la locul de muncă.